În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, scrie Evanghelia, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Oricine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum spune Scriptura. În dimineața aceasta ne rugăm lui Dumnezeu să putem și noi bea din acest izvor de apă vie și să mergem sătui acasă. Ce înseamnă apă vie? Ce înseamnă izvor? Ce înseamnă că virgulă curge la oricine are nevoie? Dragii mei, apa vie este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a trimis la Rusalii să locuiască în credincioși. Spun ceva în paranteză, în perioada Vechiului Testament, Duhul Sfânt venea peste oameni. În vremea Mântuitorului, Duhul Sfânt era cu ucenicii. În vremea Bisericii, de la cincizecime încoace, Duhul Sfânt a venit să locuiască în credincioși. Și voi începe așa: oricine, oricui îi este sete, poate să bea. N-are importanță că e român, că e ungur, că e rom, oricui este sete. Auzi, apa aceasta vie este disponibilă pentru fiecare suflet. Dragii mei, dacă la Kaufland în Zalău ne-ar spune așa: tot, oricine vine aici poate să-și ia orice produs pe gratis, vă spun că s-ar goli rafturile într-o jumătate de oră. Eu vă spun în dimineața aceasta așa: Hristos strigă acum, oricine însetează de aici, oricine însetează după prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se dă astăzi. Și vom vedea ce înseamnă asta. Când Duhul Sfânt vine peste o ființă, ființa aceea e sătulă, e binecuvântată. Primul gând, ține minte, Duhul Sfânt a venit și peste tine și bate acum la ușă și spune: fiule, ție ți-e sete, vreau să fiu în viața ta, să umplu setea din tine. Apa aceasta vie, vreau să spun că astâmpără setea. În fiecare om există o sete adâncă și noi căutăm să umplem setea prin bani, prin plăceri nelegitime, prin și încep, căutăm să umplem golul. Și foarte interesant, cu cât credem că avem mai mult sau mai multe, devenim tot mai plictisiți. Vă spun, plictiseala este instrumentul care îți spune cât de gol de Dumnezeu ești. Blaise Pascal a spus așa: există un gol în inima fiecărui om, un gol de forma lui Dumnezeu. Orice ai pune acolo, bani, plăceri, el nu se umple până când Hristos nu-i pus acolo. Fericitul Augustin spunea: Dumnezeule, ne-ai făcut pentru tine și sufletele noastre nu găsesc odihnă decât atunci când te găsesc pe tine. Cântăm noi aici o cântare cu Doamna Preoteasă care spune așa: acest sfânt izvor gustos, e Hristos, e Hristos, e Hristos. Până nu l-ai aflat, dragă, pe el, poți să ai toți banii României, ești gol, ești nefericit, dar poți fi cel mai sărac. Dacă Dumnezeu e în tine, ai pace, ai bucurie, ai tărie, ai curaj. Secretul e Duhul Sfânt care stâmpără viața. Voi lua patru exemple simple din Evanghelii pe care le știți. A fost o femeie din Samaria, a avut 5 bărbați, stătea cu al 6-lea în concubinaj. A încercat de toate
și s-a spus: femeie, dă-mi să beau. Cum duniu de un cer mie apă. O femeie, o femeie, dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu și ce apă am eu să-ți dau, pă dă-mi, Doamne, apa. Și nu vă spun toată istoria, că ați auzit-o de mult. Femeia aceea a băut, a băut, încât a mers și a spus la toată Samaria: venit un om care mi-a spus totul, sufletul meu s-a săturat. Directorul vămii din Ierihon, numit Zaheu, un om făcut pe bani, 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 cum să jumulească el la toți bani? Dar într-o zi s-a întâlnit cu Hristos, care i-a potolit setea. Și când i-a potolit setea, a spus: mă duc acum să dau la toți săracii, pentru că în sfârșit am găsit ceea ce, găsea, ceea ce trebuia sufletului meu. Apoi vă dau un alt exemplu. Fiul risipitor, știți povestea? A plecat de acasă, a crezut că găsește lucruri. N-a găsit nimic decât dezamăgire. Dar a venit acasă și a spus: tată, la tine și argații trăiesc bine. Dar să se, ca să se întâmple asta, vă spun o poveste și apoi vă spun cum puteți face asta. Era într-un hotel, la intrare în un hotel, apă bună de băut. A venit cineva însetat, s-a uitat, dar nu era niciun butoc. Apoi scrie așa: pleacă-te în genunchi și bei. Omul a spus: cum să mă plec în genunchi? Unde-i butonul? Și din nou a citit: pleacă-te în genunchi și bei. S-a plecat în genunchi și apă a sășnit acolo. Ascultă-mă înțelesul. Trebuie să te pleci personal pe genunchi și să spui așa: Doamne, am băut din apa infidelității, din apa beției, am băut, Doamne, din toate apele și sunt tot sec. Doamne, dacă ai și pentru mine apa aceasta, eu mă deschid spre tine chiar acum, chiar aici. Și vei vedea ce n-ai văzut niciodată. Duhul Sfânt va veni peste tine, îți va umple inima de o bucurie pe care nu o poți grăi. Când am gustat lucrurile acestea în urmă cu 40 de ani, eram în clasa 10-a, când Duhul Sfânt a venit peste mine, mergeam pe stradă, mă rugam pentru asta. A fost cea mai mare bucurie a vieții mele. E posibil. Pentru oricine îngenunchează și spune: Duhule Sfinte, cred că Iisus a murit pentru mine, eu mă predau ție, vino în mine și vei vedea că te vei sătura. Un om sătul de Dumnezeu, de prezența Lui, trece altfel peste poală, peste necaz, pentru că tăria Lui Dumnezeu e în el. Asta înseamnă apă vie. Dar vă spun ceva, apa vie nu-i numai pentru dumneata, ci să stâmperi setea și la alții. E o lume flămândă după iubire, e o lume flămândă după bine. Și oamenii caută binele, dar noi suntem chemați să fim acel izvor care ducem apa, apa vie. Poate vei spune: dar cum asta? Prin bunătatea ta, prin iubirea ta, prin cuvintele tale înălțătoare, poți duce izvor de apă vie la orice suflet însetat. Care aș citit de Victor Hugo, Mizerabilii, există un personaj principal, Jean Valjean, și povestea cărții așa. Jean Valjean avea o soră care rămâne văduvă și el fură o pâine. Fură și e pus în închisoare. 18 ani stă în închisoare și după 18 ani iese, dar cine să primească un pușcăriaș? Și bate la fiecare ușă și nimeni nu primește un pușcăriaș. Dar cineva îi spune: ascultă, uită la a patra casă, locuiește episcopul. Te duci acolo și el te găzduiește. A mers la episcop, a sunat și un episcop, un bătrânel, cu fața frumoasă, cu părul, a spus: poftim, Jean, înăuntru. L-a poftit înăuntru, l-a pus la masă, i-a dat mâncare din farfurie de argint. A mâncat Jean, s-a săturat și apoi a dat să se culce undeva. La miezul nopții s-a trezit Jean Valjean, dar s-a trezit și fiara din el și a spus:
Dorme, episcopul, că e bătrân, zice. Mă duc eu să iau farfurile să plec. Imediat am pachetat farfurile și a plecat. Se întâlnește cu poliția. Și am stat de loc. Ce-ai acolo? Domnul episcop mi le-a dat. Farfurile astea de argint. Da, 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 domnul episcop mi le-a dat. Hai la episcop. Ajung la episcop și poliția întreabă, preștinția voastră, dumneavoastră i-ați dat farfurile acestea de argint? Și episcopul spune, Jean, eu le-am pus pe ei, dar auzi, nu le-ai împachetat pe toți, o mai rămas ceva. Poliție, plecați de aici, Jean, tu rămâi aici. Și povestea se întoarce și Jean, văzând bunătatea episcopului, viața lui ia un alt cult. Dragii mei, fiecare om pe care îl întâlnim, sau fiecare om, trebuie să transmitem bunătatea lui Dumnezeu. Așa cum vedeți, noi o lume plină de răutăți. Eu și dumneavoastră suntem chemați să stâmpărăm lumea cu o vorbă bună, cu o vorbă de încurajare, cu o faptă bună. Du-te, omule, în lumea aceasta, săptămâna aceasta, și fii un râu pentru cei din casa ta. Au nevoie de încurajarea ta, au nevoie de zâmbetul tău, au nevoie de iubirea ta. Sunt chemat în fiecare zi să-L duc pe Dumnezeu. Asta înseamnă Duhul Sfânt vine în mine și El locuiește în mine și mă bucur de El. Dar apoi mă duc să fiu o binecuvântare pentru fiecare om. Doamne ajută-ne să învățăm ceva. Dar vă rog, dacă n-ați avut niciodată vreo experiență cu Duhul Sfânt, o puteți face astăzi. Vă invoc, vă provoc, ori aici în biserică, ori acasă, fă-ți timp, 20 de minute și spune, Doamne, aici sunt cu toate păcatele mele, aici sunt cu toată viața mea, e uscată, Doamne, am tot pus în ea, dar e tot uscată. Spune așa, Duhule Sfinte al lui Dumnezeu, dacă ce-a spus părintele la biserică e adevărat, vino și în mine și vei vedea, omule, că prin viață, tu și familia ta și vei fi binecuvântat. Asta, pentru asta a venit Duhul Sfânt, să dea viață și apoi noi să o ducem mai departe. Dumnezeu să ne ajute în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.